Continuăm să studiem limbajul C. Astăzi vom vorbi despre if, else, if, else. Vom crea o variabilă x, îi vom atribui, spre exemplu, valoarea 10. Și data trecută noi am avut un caz când am comparat dacă numărul este negativ sau pozitiv. Însă acum eu aș dori să aflu dacă acest număr este egal cu 0 și la fel, dacă este pozitiv sau negativ. Deci data trecută noi am avut ceva asemănător. Iar acum eu aș dori să ating și cazul când numărul este egal cu 0. Deci dacă el este negativ, se va afișa numărul este negativ. Dacă este mai mare ca 0, se va afișa că este pozitiv. Iar dacă el este egal cu 0, să se afișeze că numărul este egal cu 0. Acum noi putem face asta. Este o variantă, însă ea nu este chiar eficientă. Deci mulți poate s-au gândit la așa caz. Fx egal cu 0. Și vom avea cazul când x este mai mare ca 0. Programul va funcționa, însă el nu este prea eficient. De ce nu este eficient? Dați la început să-l rulăm. Numărul este pozitiv. Vom pune aici 0. Numărul este egal cu 0. Și repejor vom pune minus 5. Deci numărul este negativ. El lucrează bine, însă nu este cea mai bună variantă. De ce? Deoarece dacă numărul este deja negativ, programul nostru oricum va verifica dacă el este egal cu 0 sau dacă el este mai mare ca 0. Deci programul nu este chiar optimizat. Numărul este negativ. Dacă numărul este negativ, deja nu cred că are sens de a efectua if-urile acestilând. Din acest motiv se poate de folosit else if și vom da un exemplu. Construcția acestei instrucțiuni este următoarea. Dacă x este mai mic ca 0, atunci numărul este negativ. Și în caz contrar, else if x, spre exemplu, egal cu 0, vom face un printf. Numărul este egal cu 0, deci totul sună foarte simplu. Dacă x este mai mic ca 0, atunci numărul este negativ, iar în caz contrar, dacă, else if, în caz contrar, dacă. Dacă nu s-a adeverit această expresie, atunci vom verifica această expresie. Și dacă ea va fi adevărată, se va afișa numărul este egal cu 0. Eu propun să facem o variantă mai frumoasă utilizând funcția scanf. Dați să testăm această bucată din program. Introduc numărul, spre exemplu 0, deci numărul este egal cu 0 și vom introduce minus 2. Numărul este negativ. Ce are loc aici? S-a introdus 0, 0 nu este mai mic ca 0 și atunci programul nostru se duce la pasul următor și verifică. În caz contrar, dacă 0 egal cu 0, afișăm aceasta. În cazul nostru, 0 este egal cu 0, x la noi e 0, 0 egal cu 0 și s-a afișat numărul este egal cu 0. În acest caz noi încă n-am acoperit numerele pozitive, adică e mai mare ca 0. Deci, după cum vedeți, nu s-a afișat nimic. Dacă numărul este mai mic ca 0, atunci este negativ. Dacă este egal cu 0, numărul este egal cu 0. Și în caz că numărul nu este mai mic ca 0 și nu este egal cu 0, atunci numărul trebuie să fie pozitiv. Deci vom afișa. Numărul este pozitiv. Cum va lucra programul? Dacă nu s-a acoperit nici acest caz și nici acest caz, atunci se va afișa numărul este pozitiv. Cu ce este mai bună această variantă decât varianta în care noi am scris cu mai multe if-uri? Deci închipuiți-vă că numărul dumneavoastră introdus deodată este negativ. Atunci la ecran se va afișa numărul este negativ și programul nostru nici nu va verifica aceste condiții. Deci dacă s-a îndeplinit o condiție din acest lanț, programul continuă mai departe și noi vom pleca la return 0. Spre exemplu, minus 4. Minus 4 este mai mic ca 0. Se va afișa numărul este negativ. Și el aceste instrucțiuni le va ignora. Deci va pleca mai departe. Iar în caz că n-am avut mai multe if-uri, el trebuie să verifice fiecare if în parte.
Asta din nou consumă timp, consumă resursele calculatorului, procesorului și nu este prea eficient. Acum vom reveni la programul scris anterior, la lecțiile trecute, și eu aș dori să acoper fiecare caz în parte, deci să-mi aflu indicele masei corporale și programul meu să determine care clase eu mă atribui. Deci dacă indicele va fi mai mic ca 18,5, atunci mai trebuie aceste clase, dacă este între 18,5 și 24, întreg și 9 aceste clase și tot așa. Această problemă o vom efectua utilizând if, else, if, else. Noi avem indicele masei corporale deja calculat, nu ne rămâne decât să-l verificăm. Deci aici este o metodă interesantă cum putem rezolva problema dată, utilizând instrucțiunile if, else, if, else. Aici ordinea comparațiilor va conta. Și prima operație la noi de comparare va fi dacă indicele nostru este mai mare decât 34,9. Deci dacă indicele este mai mare decât 34,9, putem folosi construcția fără acolo de aici, deoarece avem un singur printf, vom face economii puțin de rânduri, vom face un printf și deci clasa va fi în caz contrar, dacă indicele este mai mare ca 29,9, atunci ne vom atribui clasei obez. În caz contrar, dacă indicele este mai mare decât 24,9, clasa supraponderat. Și în caz dacă indicele este mai mare decât 18,5, clasa normal. În caz contrar vom pune clasa sub ponderat. Aici trebuie să analizăm cu atenție programul, cum el funcționează. Avem un indice, lăsați-l să fie, de exemplu, 23. Programul nostru va verifica. 23 este mai mare ca 34,9? Nu. Deci vom trece la următoarea instrucțiune de verificare. Indicele este mai mare ca 29,9? Nu. Indicele nostru este 23. Deci 23 nu este mai mare ca 29,9? Mergem mai departe. 23 este mai mare ca 24,9? Nu. Vom merge la următoarea instrucțiune. 23 este mai mare ca 18,5? Da. Atunci se va afișa clasa normal. Vom lua alt caz. Spre exemplu, lăsați să fie 32. 32 nu este mai mare ca 34,9. 32 este mai mare ca 29,9. Atunci noi vom fi la clasa obez. Și acum vom lua cazul 15, spre exemplu. 15 nu satisface condiția aceasta, nici aceasta, nici aceasta, nici aceasta. Dacă el nu a îndeplinit nicio condiție, avem instrucțiunea else, deci în caz contrar, clasa subponderat. În modul dat se poate de folosit instrucțiunea if, else, if. Acum vom rula programul. Deci avem indicele 26,7, 26,7 este aici. Vom lua alt caz. Avem această clasă, deci indicele este 39. Acum avem această clasă și încă un caz și cred că ajunge. Deci în modul dat lucrează programul nostru, am utilizat instrucțiunea if, else, if, else. Vă aștept la lecția următoare, probabil că vom vorbi despre switch case.